Salutare! Eu am găsit la un episod 104 al podcastului Indodi. Eu sunt Valentin Berceanu, alături cu Alexandru Chiriac, Gabi Munteanu și Costel Savarache. Și discutăm astăzi un capitol mai mic din Manifestul Libertarian de Murray Rothbard. Cartea o arătăm aici. Ea este scoasă de editura Mises și pentru cine este încă relevant, editura Mises va avea un stand la Bookfest anul acesta între 1 și 5 iunie, standul G12, îi găsiți acolo pentru această carte și o colecție de alte cărți. De asemenea, cartea în sine o puteți achiziționa direct online de pe linkul din descriere. Asta ar trebui să fie relevant și peste 10 ani, să zicem. Bun, ziceam că discutăm un capitol mai mic, dar capitolul precedent a fost unul mai greu. Capitolul ăsta se numește Probleme și vă vorba de problemele pe care am vrea să le vedem rezolvate. De fapt, o să vedem că Rothbard spune că e un unic răufăcător în spatele, o cauză unică în spatele tuturor problemelor. Spuneam, capitolul este unul scurt, teoretic sunt doar 9 minute de lectură, ceea ce înseamnă că poate reușim să terminăm episodul mai aproape de o oră decât de două. Și problemele pe care le observă Rothbard sunt următoarele, o să le listez ca după aia să putem să discutăm liber pe ele. Taxe mari, criza fiscală urbană, Vietnam și alte intervenții externe. Ok, Vietnamul nu mai e relevant, era relevant atunci, dar alte intervenții externe, războaie de agresiune, războaiele sunt cât se poate de relevante, delivența stradală, congestia traficului, complexul militar-industrial, asta e o problemă mai degrabă a Statelor Unite, dar e relevantă pentru întreaga lume. Și o să fie o problemă și când o să audă pe YouTube. Transporturile, poluarea râurilor, penuria de apă, poluarea aerului, penuria și penele de energie, serviciile telefonice, serviciu poștal, televiziunea, sistemul asistențial, e vorba de sistemul de asistență socială, programul de locuințe în domeniul urban, grevele și restricțiile sindicale, educația, inflația și stagflația, Watergate, mă rog, care era iarăși foarte, foarte relevant la vremea respectivă. Acum am putea să-i spunem ce... tot felul de alte chestii care s-au întâmplat după, nu? Operațiunea Fast and Furious pe care a făcut-o Obama, ca să aducem mai aproape de... Adică, NSA. De vremea aceea nu era... NSA, stat, da, ce? N-am menționat sănătatea. Pe când, în contextul actual la noi... Da. Cred că ar fi menționat-o și el, da. Sau uite, putem să începem așa. Față de problemele pe care le vedea Rothbard atunci în America, cum o duc americanii astăzi și cum o ducem noi față de problemele alea? Sunt mai multe sau mai puține? Că eu zic că sunt mai multe. Ea spune clar că sunt mai multe, ba chiar majoritatea dintre ele nu s-au rezolvat. De fapt, nici n-ar avea cum să se rezolve. Fără piață. Da, uite, o chestie care atunci era și acum nu mai este, să zicem, în vestul cât de cât civilizat, conscription. Deci, scrierea în armată nu mai este obligatorie ca pe vremea lui... Rothbard în 70 și ceva America. Bine, dar tot merită menționată că nu știi dacă nu cumva revine. Uite legea marțială de la Ucraina. Să zicem, da, da. Vreau să zic. Da, adică dacă intră Putin în următoarea țară, s-ar putea și aia să se trezească cu, da, cu mobilizare generală. Cu nevoie de carne. Mm. Bine, ia oricum e să fie coercitiv. Diferența e doar că una e că taxezi în muncă și alta că taxezi Taxare. Da, problema. Conscripția, ești taxat în muncă, adică trebuie să lupți pentru țară. Cu armată, da, cu armată voluntară. Doar trebuie să plătești pentru ea. Da, e muncă forțată, dar nu. Ce mă interesează pe mine la capitolul ăsta este că majoritatea lucrurilor ăstora sunt monopol forțat de stat. Am mai zis-o, o mai repetăm, că așa e. Deci, de cauza comună pe care vorbea Vali. Da. Vorbea Rothbard. Adică Rothbard, da. De fapt, Rothbard zice... Care e firul roșu. Firul roșu care le leagă pe toate. Da, de astea nu sunt cu stecoață albă, sunt cu stecul un mare fir roșu.
Mulți oameni se gândesc că sunt probleme pe lume și normal sunt, dar noi nu vorbim de probleme aduse de natură, nu sunt vicisitudini cosmice. Da? Sunt lucruri pe care oamenii pot să le aleagă, pot să aleagă să-i respecte pe ceilalți, să-i lase în pace, să le respecte proprietatea și totuși aleg să le facă. Ori că sunt găști, ori că sunt mafii, ori că sunt cea mai mare mafie cu legitimizarea prin vot, iată statul. Despre asta vrea să vorbească Rothbard. Și ce face statul? Ține în monopol forțat toate serviciile astea și multe altele. Și de ce le ține? Păi zice că ia hotărâri în numele nostru, administrează, se preocupă el de proprietățile oamenilor și astea sunt doar categorii mari, deci astea ar fi două, și a treia mai pretinde că dă siguranță oamenilor. Uite, ziceai tu că sănătatea nu era pusă acolo. Acum pretinde sănătatea publică. Să nu uităm ultimii doi ani. Poate nu avea o problemă cu sănătatea, poate problema. Erau sănătoși, da. A apărut odată cu, da, multă lume are senzația că... Bine, de fapt, ăsta e oarecum standardul problemelor în care se ocupă statul să le gestioneze, în sensul că ele nu există, după care statul inventează o problemă și se apucă să o rezolve și nu mai scapă de ea niciodată. Uite, și dacă oriunde faci în Europa sau în lume, dacă faci, cum sunt barometrele astea de opinie, înseamnă care sunt, nu știu, primele 10 probleme, se confundă cele enumerate de Rothbard. Dar peste tot o să vezi corupție, drumuri, sănătate, educație. Și te gândești la firul ăla roșu, pe care vorbea Rothbard. Adică de ce nu sunt probleme cu, nu știu, portocale sau cu... Uite, facem o bucățică de scurt pe trei. Deci a scos Recorder de curând un documentar în care faptele erau în mare următoarele. Niște polițiști au prins un contrabandist, l-au transformat în informator. Când să-i prindă pe contrabandiștii ăia mari și mulți? Ăia mari erau împreună cu niște polițiști corupți, n-au mai putut să-l scape pe informator de urmărire, i-au zis și numele, și ăsta a trebuit să fugă din țară de frica mafioților. Da, dar intră la servicii și ce subliniem aici? Unu, lucrurile alea nu ar fi trebuit să fie ilegale, nu are treabă statul să ilegalizeze ceva. Și atunci, și dacă să zicem ilegalizezi ceva, pasul 2, nivelul următor, e niște instituții care au prea multă putere. Da? Dacă ai privați, ele se țin în echilibru. Ok, o să țin în echilibru dacă oamenii cer. Și atunci, da. Nu, legi împotriva crimei, furtului, fraudei, vei avea și libertarian, anarhocapitalism. Ce e greșit e că e mai bine dacă ai un monopol care să se ocupe de lucrurile astea. Deci lumea, în special cei de dreapta, admit că statul e cel mai prost administrat. Cred că și socialdemocrația admite asta, că altfel ar cere comunismul, dacă n-ar admite asta. Pe de altă, și ok, și care e... Care a fost deducția? Deci admitem că statul e cel mai prost administrator. Dacă e cel mai prost administrator, atunci statul trebuie să ocupe de sănătate, de educație, deci lucrurile cele mai sensibile. Da. Diferența cărturarilor după prăbușirea comunismului. Într-adevăr, deci o soluție, deci noi prezentăm deseori o soluție, dar oamenii zic, păi ok, ăia sunt corupți, tu ce vrei, să nu se mai ocupe nimeni de chestia asta? Noi zicem da, e o soluție foarte bună. Să nu se mai ocupe nimeni ca monopol. Să nu se mai ocupe nimeni ca monopol. Da. Când ei zic, nu, lasă ca alegi la 4 ani. Ok, dar pe polițistul vamal îl alegi tu? Tot felul de birocrații, deep state-ul, nu le alegi niciodată. Apropo de puterea democrației, păi, și iar o repet eu, că am puține idei și fixe. Dacă jucăm cu setul ăsta de reguli în care democrația e bună, păi atunci lasă-mă să aleg de fiecare dată când am de ales, când vreau eu să aleg. Cine? Și toți ceilalți. Și să aleg lucruri care nu impun celorlalți
ce bine, argumentul standard e ăsta, ăsta de costuri. De ce nevoie de democrație reprezentativă în care decide pe două, trei chestii, eventual pe administrator? Avem costuri mari, nu ne întâlnim toată ziua. De exemplu, trebuie chestii minore. Trebuie schimbată o clanță la un minister. Ce faci? Ne adunăm 20 de milioane de oameni. Deci pe fiecare. Deci inclusiv stângiștii sau anarcho-comuniști în zona asta spun că nu, decidem pe câteva. Nu decidem fiecare. Mie mi se pare că argumentul ăsta este foarte bun al lor, dar este doar de management. E bine să punem mai multe lucruri la comun, să eficientizăm? E bine. Oamenii, și ne întrebăm, oamenii nu-și dau seama de chestia asta? De ce trebuie să îi le impui lucrurile astea? Dacă oamenii nu-și dau seama, lasă-i că la un moment dat o să-și dea seama. O să vadă că unii fac un lucru eficient, o să zică, cum de vă costă așa puțin? Păi am pus lucrurile alea, păi și nu fură? Nu fură pentru că stăm cu ochii pe ei și putem să-i dăm afară oricând. A, nu la 4 ani? Nu, oricând. A, hai să facem și noi așa. O să ai corupții, uite, dacă ai corupții private sau nu știu, da, o să ai corupții cum ai și acum corupții la achiziții sau nu știu, nu? Sunt cazul de corupție, deci cineva care face achiziții prin care se abate de la normele firmei. Cumpără un software mai scump, să zicem. Deci firma a fixat un plafon. Deci nu respectă. Dar ideea e că poți pleca ca și consumator. Deci piața liberă livrează mai bine. Deci protecție e mai bine livrată via organizații voluntare decât via un monopol. Deci poți pleca. Ai un judecător nedrept, să zicem. De ce ar fi nedrept? Păi nu știu, a furat o găină și de închisare pe piață. Nu mai pleacă de acolo. Nu mai. E clar că nu. Ăla nu e un om drept. Asta zice lumea. Păi cum asigurăm imparțialitatea judecătorului? Păi prin competiție, ca și la portocale. Cum trece în calitatea portocale? Păi prin competiție, ai mai multe lucruri. Asta da, și vii după aia și primești răspunsul. Păi, și cu ai și portocale proaste. Ne permitem să avem un judecător prost? Ăsta e contraargumentul standard. Păi, dar n-ai altă cale. La unii vor portocale proaste. Exact. Nu, aia mai proastă dacă vrea. Nu, dar poate că da, vrei. Adică e că vrea mai ieftină și conform altor standarde. Că uite, de exemplu, dacă e să o luăm așa, ok, nu știu dacă sunt portocale, dar sigur sunt mere, da? Și de fapt, în general, în Japonia, absolut toate fructele sunt extraordinar de scumpe, da? Dar sunt masate, sunt bibilite, merele sunt crescute în pungi ca să nu fie atinse de gâze și alte chestii sunt trecute printr-un proces de calitate, CTC, de control tehnic al calității, care dă afară niște mere care la noi aici ar părea divine, dar acolo nu, că nu are destulă miere. Exact, ok, e o piață pentru asemenea mere, dar poate alții vor să mănânce mere din piață de la 3 lei. Nu, eu zic oamenii, că e preferința lor subiectivă, yes. Eventual îți faci un calul și nu numai dați, atâta îți permiți. Adică asta e și o altă chestie care a dispărut din mentalul colectiv. Ideea e că, domne, te întinzi cât îți e, era o vorbă pe demult, te întinzi cât îți e plapuma. Da? Dacă te întinzi mai mult, o să-ți fie frig. Dat argumentul pro piață, care e? Piața liberă îți crește calitatea și scade prețul. Ideea e că prin piață te întinzi mai mult. Evident. Te întinzi mai mult. Evident, dar e contraintuitiv. Cineva poate să spună, păi stai că săracii plătește statul. Plătește statul la săracii subvenționați și recipienți de ajutor social. La săracii contributori, deci care plătesc, că la plătește mult mai mult. Mm-hmm. Bine, pentru că statul nu plătește, da? Statul nu are bani. Da, da, da. Statul fură bani de la toată lumea. Și ideea e că el nici nu... Că marele triumf era asta. Păi luăm de la bogați. De la bogați. Și ce zicea Mises? Păi eu pusei de la bogați. Că dacă ai 3 firme mari și pui toată, pleacă, deci nu stă. Îi naționalizezi. Mă rog, îi naționalizezi. Numai bani. Deci trebuie să extinzi taxarea. Adică să intri și în săraci. Ceea ce și face statul. Nu, eu mă gândeam când spuneai tu de stat că oamenii poate vor o chestie proastă, mă gândeam că nu, cred că lipsă de imaginație. Știi? Și nu neapărat a omului simplu, dacă nici cărturarii nu se gândesc la libertarianism sau de... Eu nu cred că oamenii vor chestii proaste, cred că nu s-au gândit, dar e ca cineva care n-a auzit, a mers cu oții toată viața, n-a auzit de Mercedes. Tu încerci să-i explici, dar... Na.
El nu cred că există ceva mai tare decât toți. Poate, nu știu, la ei e mereu argumentul ăsta, că domnule, ce te faci, în primul rând e un argument pe care îl auzi ca și cum ar veni din partea de echitate, da, domne, toată lumea trebuie să aibă același serviciu, da, o să aibă același serviciu prost, inclusiv oamenii care au un serviciu, care au parte de un serviciu bun astăzi, da, o să aibă un serviciu prost mâine, păi, ia, pentru ei este un net negativ, da? Iar oamenii care n-au parte de un serviciu deloc astăzi, mâine s-ar putea să-și dorească să n-aibă parte de el. Aici depinde de ce vorbim, da? De legat de pat prin spitale sau cine știe ce alte demențe. Să intrăm în câteva exemple de la el. De exemplu, Poșta Română, Poșta Americană. Poșta Română. Eu să mă zic de Poșta Română. Bineînțeles. De ce? Să mă zic, am avut... Trimiți Nu, dar parcă erai, nu știu. Ești cel care profită de forma. Parcă erai privat, ca să zic așa. Deci foarte săritoare, foarte... Glumam. Nu, cu asta... Da. Chiar am experimentat asta. Ai avut noroc. Deci vreau să fac o comparație. Deci avem Poșta Română la noi, Poșta Americană la fel, care e un monopol. Mă știu că e... Nu prea mai e monopol astăzi. Nu, dar e păstrată pe subvenție. Da, dar nu prea mai e monopol. Că poți să trimiți scrisori și cu firme. Curierat, poți să trimiți... Nu, sunt mai multe firme care se ocupă... Pe vremea lui Rotbard, el zice că anumite companii de stat sau anumite furnizori al statului sunt obligați să treacă prin poștă, ca să țină poșta în picioare. E foarte posibil. Uite, am auzit argumentul ăsta că l-ați văzut ăsta cu Amazon. Cumva Amazon a profitat de aceste subvenții prin poștă. Da. A fost un mod indirect de a trimitea prin poștă. Da, cred că și la noi se întâmplă asta, la EMAG. La... Da. Ce? Bine, la noi nu, are... Nu se mai... Nu. La noi nu se are întâmplă. Are curieratul da. Lui. Dar Amazonul, da, trimiteam foarte multe chestii prin poștă. Alți români. Nu știu, pe Mises, nu știu, cred că era un articol al unei. Uite cum ajută, cum o corporație subvenționată de stat. Indirect. Deci aici știi ce... Deci dacă i-ar fi penalizat asta, poate era mult mai greu. Cred că oamenilor, nu știu, ancestrale, e mult mai ușor să-și imagineze când sunt probleme multe, complicate, mari, că dacă toată lumea pune umărul, ceva se întâmplă, se mișcă greutățile. Și asta e așa, e așa dacă vezi că toată lumea pune umărul, dacă vezi că ceilalți nu pun umărul, te lași și tot. Mă rog, dar... Poți spune că la asta nu pune toată lumea. Dacă explici ce vorbim noi, chestiile astea economice în care lucrurile trebuie să aibă prețuri, poți să calculezi, îi lași pe oameni să aleagă, oamenii zic, păi și cum, vrei să coste totul? Păi nu mi-aș permite. Și aici vine o durere greu de explicat, ceva contraintuitiv. Că poate că oamenii și-ar permite. Nu putem să facem analiză ceteris paribus. Toate lucrurile nu ar rămâne la fel dacă oamenii ar avea proprietatea respectată. Cu adevărat, s-ar putea să-și permite, s-ar putea prețurile să fie mici, pentru că ai avea concurență. Nu ar fi doar lucrurile ca acum și să trebuiască să plătești ce astăzi e plătit din subvenție generalizată de la stat. Deci tu nu vrei să fie lucrurile ca acum. Dacă ai vrea ca lucrurile să fie ca acum, închidem în podcastul. Nu, dar să zicem că ei își doresc să aibă măcar nivelul de jos să fie ca acum, în sensul ăsta. Deci oamenii, dacă vrei să le vinzi o viață fără stat, ar trebui să le spui, domne, nivelul cel mai de jos o să-ți fie atât de rău cât e astăzi, în niciun caz mai puțin. Păi n-ar avea, uite un exemplu pe care îl folosesc frecvent, este acum, hai să luăm un om care merge cu ziua în Venezuela și în Elveția. Unde duce mai bine? Clar că în Elveția. Hai să luăm un om care merge cu ziua în social-democrația asta de azi și un care mergea cu ziua în comunism. Deci clar că ăsta de azi o duce mai bine. Ce? Aici există contraargumentul. Un colonel de armată nu-și permite aici, își permite unul. Aici există contraargumentul că un zilier la 1913, să zicem, da? Își o ducea o viață mult mai rea decât un zilier acum, la 2023, 2013, hai să zicem. Discutabil.
și ei văd în creșterea calității de viață și un impact al statului, nu? Că are drumuri, are medicină, are garanția că nu-l dă afară cum vrea binezilier, am spus că aici e mai cu dușintor, știi, dar măcar are healthcare de stat sau are acces la servicii sociale, are grădiniță gratis pentru copiii lui. Tu trebuie să explici, uite, serviciile, e bine să prinzi hoți, dar serviciile alea de poliție pot fi oferite și privat și mai bine și mai ieftin. Asta e argumentul abstract, iar dacă vrei chestii empirice, uite-te în jurul tău, știi? Că ai interacțiuni private, nu trebuie să imaginăm noi acum utopii. Da, cum de să înțeleg? Uite-te exact. La Lidl, unde te simți mai bine, la Lidl sau la Ana? Alt exemplu decât Ana. Nu știu. O institut, o agenție, să zicem, unde trebuie un act. Unde Lidl și magazinul ăla, unde vreau asta să vândă prin Ministrul Agriculturii, vreau să vândă prin niște economate, așa. Da, la care a murit, adică de fapt, din păcate n-a murit. Deci el a dat faliment, n-a deschis niciun magazin sau așa, dar el încă există, am plătit salarii pentru oameni din structura organizațională de acolo. Exact. Nu, dar dacă e să o luăm... Ce? Unirea. Nu? Nu. Dacă e să o luăm așa, uite, putem să dăm două exemple foarte ușor de văzut. Unde vrei să te duci să-ți pun o plombă? La facultatea de stomatologie unde fac studenții practică pe tine și ți-o pune gratis sau la un cabinet, la orice fel de cabinet privat de dentist, că oricum sunt numai de... Trebuie să te uiți la alegerile lor. Uite când, cum se numea, la Matt Damon sau... Așa. Tot îi dat cu școlile de stat, cum știi, copilului sunt la privat. Școli private. La fel și la politicieni, tot îi dau... Ce? Pentru mine e o surpriză, Matt Damon are copii, nu știam că e însula. Mai că să e profesor oricum, asta știu. E apăra drepturile, au luat o greva profesorului. Probabil, era sindicalist. Așa știam, găsești foarte... Deci nu e... Sigur găsești. Iar cu Dragnea să ia pe altcineva. Ideea e că și în alegerile lor, chiar dacă ți-ai un politician socialist și îți laudă statul și nu știu ce, și vezi că el are alte opțiuni. Adică el comite o contradicție performativă. Prin acțiunile lui își trimite copilul la privat, se duce la o clinică privată. Ce vreau eu să zic? Pare că vorbim foarte des împotriva acestei instituții foarte incompetente. Dar o altă abordare pe partea ilaltă este proprietatea privată a oamenilor. Da? Oamenii dacă au lucruri, ele trebuie respectate, nu trebuie să intre cineva peste ele. Acum intră statul. Dacă intrau niște mafii, am fi zis de mafii. Da? Deci problema noastră e cu agresiunea. Oamenii pot fi la loc, apropo și de privatizări, dar trecem peste. Oamenii trebuie să fie respectați ca proprietari și lucrurile se aranjează într-un sistem din ăsta, pentru că mai ales mă interesează pe mine că este corect, etic, dacă relații între oameni. Este un sistem în care respecti ce a câștigat celălalt, ce are în mod natural, nu îți dai cu părerea despre câte foi trebuie să aibă el în plăcintă. Chiar dacă ar fi, să zicem, un sistem mai prost, dacă este mai etic decât acum, îl preferi. Îl prefer și nu e deloc evident că ar fi mai prost. Adică putem să ne jucăm cu scenariul, dar nu e... că n-ar fi. Exact. Economice sunt solide, ai empiric, ai factual, deci numai o chestie noi stăm și ne gândim. Nu, ai istorie în spate, ai teorie economică. Da, plus că prost ce ar însemna? Că nu place oamenilor sau nu produce... efecte. Noi facem o analiză comparată. Normal că și cel mai libertarian sistem va avea chestii. Na. Poate oamenii sunt muritori. Ne ajunsuri. Da. Deci exact. Nu ofer perfecțiune. Argumentul tău nu-i ofer perfecțiune, ci că el, tot repet eu, liderul e mai bun cu alimentarea comunistă. Asta nu e o chestie de perfecțiune. Da. Da, nu e perfect. Dar e mai bun. Da, mai bun. E un argument comparativ, relativ. Ok, asta ar putea să sune utilitarist. Vrei Lidl pentru că... Și e foarte valabil să-l folosim și așa.
Dar mi se pare că fundamentul pe care stă cartea lui Rothbard este etica. Da. Relațiile între oameni. Da, păi pe frecvența, dacă mergi pe un argument cantitativ, o să vezi că sunt mai multe argumente economice decât ale etice. Adică scorul e cam 9 la 5 sau... Adică și ce o să discutăm noi în continuare vor fi argumente economice. Da, vor sunt economice. Economice. Ce am discutat până acum a fost... Ok, dar fundamentul este etic. Da, 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 ele sunt, acum sunt, urmează niște argumente utilitare, tocmai pentru că contraargumentul este utilitar. A, și vrea să, deci, le demonteze pe alea. Până uh-huh. și asta încearcă să-ți explice, nu, nu, e mai rău și așa. Uh-huh. Deci argumentul etic l-a făcut în primele două capitole, da? Din punctul ăsta de vedere, pe când contraargumentele sunt toate de stil utilitarist, da? Ce facem cu săraci, ce facem cu... apărarea. Cu apărarea, ce facem cu sănătatea, ce facem cu educația. Și că, cu ideea că în felul ăsta, care e acum în felul de fapt, e mai bine. Pentru că, nu știu, are au acces mai mult sau e mai standardizată sau... Pe când de fapt este mai bine doar pentru că oamenii care lucrează la stat iau bani din asta. De, și e mai bine pentru ei. Dezacord e și un cauzal. Adică e clar că oamenii nu și-au pus problema drumurilor, de exemplu, drumurilor private. Deci dacă îi zici unui om asta... S-a speriat, sau dacă îi spui că taxarea e furt, doamnelor, chiar așa e, să știi, chiar e furt. Adică nu s-a gândit la chestiile alea. O Rothbard exact pe asta insistă. Uite, o altă precizare, cred că se impune. Oamenii zic, ne trebuie stat, pentru că altfel ne-ar încăleca mafii. Toate mafii. Ok, consecvențialist. Cum sunt încălecați oamenii de cea mai mare mafie. Da, asta e. Cea mai organizată. Nu? Mă rog, aici un compliment că e organizată, știi, dacă te uiți pe ar fi organizată. E dezorganizată, știu. E criminalitate dezorganizată. Și utilitarist. Deci, bine, facem o super mafie națională ca să scăpăm de alea mici. Chiar am scăpat de alea mici? Eu aș zice că... Da, nu, nu. Tocmai am vorbit adineori de... Mafii fă inventate de stat prin interdicții, care n-au ce să caute acolo. Da, e clar că nu le-au eliminat. Că de-aia ai filme cu gangsteri. Bine, de fapt, stai, dacă e să o luăm așa, cine a fost primul, mafia sau stat? Că și mafia din Italia, nu? Tot răspuns la stat, la o agresiune a fost inițial. Da. Plus că dacă ei din ce se înfructau? Nu numai din tâlhării și taxe de protecție, care astea să zicem care apărea oricând, dar să îmbogățesc din lucruri, bașca contracte cu state, dar eu voiam să zic lucruri ilegale, droguri, mă rog. Bine, cu ce s-o ocupă, iarăși depinde foarte mult, știi, de momentul apariției. De exemplu, în vremuri medievale era ilegal să faci pantofi, adică astăzi ne gândim că sunt droguri să vinzi alcool fără licență sau tutun fără licență sau ceva de genul ăsta. Și astăzi cu asta se ocupă mafia. De exemplu, mafia din Statele Unite nu a existat până când cineva a avut o idee foarte, 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 foarte proastă și a spus hai să interzicem alcoolul. Ah, da, da. Și după aia, evident, mafia s-a instaurat în Statele Unite pentru că s-a creat o piață imensă pentru oameni dispuși să-și asume riscuri. Nu, dar și azi, adică cred că dacă îi scoate taxele de protecție, deci strict empiric, aia care pun taxele de protecție, nu cred că... Cred că sunt puține ăștia cu taxele de protecție. Adică sunt mulți la droguri, cred că acolo e grosul. Acolo sunt banii. Dacă legalizezi drogurile și nu știu ce... Și la contrabandă cu țigării, mă zic. Deci dacă legalizezi astea și gambling și nu știu ce, pariuri și... S-a terminat. Asta e lovitura care o dai mafii. S-a terminat cu mafii. Ba chiar există informații cum că exact mafioții împreună cu polițiștii corupți nu vor să se închidă, să se legalizeze lucrurile astea pentru că le-ai închide lor o sursă de supervenit. Le strici prețul. Le strici, da. Deci Escobar nu mai avea vagoanele alea cu bani dacă tu legalizezi tot.
Exact. Și prețul se duce în casă. Terminat. Profiturile aia nesimțite. Și de-aia are sens speculația asta că au tot interesul cartelurile să țină legea. De ce? Pentru că crește prețul. Până e strângerea ofertei. Și după toată discuția asta, cât de bine te apără cu adevărat statul de mafios? Da, asta, asta era o chestie pe care, care mie îmi plăcea să o spun mai de mult. Și în general îmi venea în minte atunci când discutam de probleme de genul permisivitatea portului de armă, probleme de genul ceea ce s-a întâmplat la colectiv, că lumea spune că nu, domne, că statul face, drege și te apără. Nu. Ai tu senzația că te apără, ceea ce te apără este legea numerelor mari. În sensul că dacă tu încă nu te-ai întâlnit cu un tâlhar, este din cauza faptului că sunt foarte mulți în România oameni ca tine care nu s-au întâlnit cu un tâlhar. Că ei sunt o minoritate. Ei sunt o minoritate și da, nu poate să se ocupe chiar de toată lumea. Până, Dar statul se ocupă prin taxarea copilului. Dar să se strice puțin sănătatea mentală a românului obișnuit, cum s-a întâmplat în pandemie, și Doamne ferește ce urmează să vină în următorii ani. Doamne ferește. Și la colectiv tot așa, nu? Putea să spui că, doamne, se întâmplă rar o tragedie de tipul ăsta, dar a semnat ca primarul cum a semnat piedone, tot s-au semnat. Da. Nu cred că cineva, de un primar, exact, a zis, hai să mă uit eu să studiez exact care e statusul fiecărui stabiliment de tipul ăsta, în care se petrec evenimente, se baza pur și simplu. Bineînțeles. Ca să nu mai vorbim de fapt, dacă cred că și la colectiv au fost o grămadă de inspecții până când s-a întâmplat. Exact. Păi și niște oameni de la ISU au intrat în pușcărie din cauza că o să bun, și au intrat ăia pentru ăia, dar dacă cumva se întâmplă să se mai întâmple și într-un alt club, Doamne ferește, tot aia e. Adică cluburile nu și-au schimbat poate un pic potențialul, poate un pic, dar în sensul doar pe exemplu, nu din reglementare. Da. Adică în sensul că au văzut ce se poate întâmpla. Sper că s-a mai adunat niște hârtii de... Dacă ții minte, unul dintre efectele care s-au întâmplat atunci imediat după tragedia de la colectiv a fost că în majoritatea localurilor spunea că acest local funcționează fără certificat de prevenție a luptei împotriva focului sau ceva de genul ăsta. Multe școli. Și la școli. Păi, exact. Deci asta, au pus o hârtie. Bă, vezi că aici nu e certificat. Au zis, da. Anunțul ăsta că, bă, vezi că nu e ok, așa, după gustul meu e în regulă. Deci dacă putea să-ți construiești în lumea libertariană, să construiești o casă, nu e certificată de niciun MCAP ca la mașini de siguranță și zici, asta nu e certificată. Vizitatorii să știe când intră. Da. E alegerea lor. Da, deci asta e o soluție, este o soluție de nevoie. Da, să zicem, mă rog, ei putea să te întrebe. Dacă e că, adică decât să listezi toate lucrurile care nu sunt, da, mai degrabă te întreabă, adică dacă știi pe interes. Într-o lume normală te-ai uita, are vreo ștampilă? Are vreo bulină? Da. Verde în loc de roșie? N-are bulină. Ok. Deci nu am nici eu informație. Exact, nu trebuie să întreb tot ce nu e. Da. Logic. La școli mi se pare că după ce au zis că toate școlile trebuie să aibă, au văzut că o grămadă nu aveau autorizația de reisă. Așa. Pe aia le-au acceptat. Trebuie neapărat să facem educație. Nu avem. Hai copiii să... Da. După cum am văzut, nici spitalele, chiar dacă aveau de la ISU, ce obțin iarna trecută, ca chibriturile. Bine, aia poate ține de procesul educațional, să trăiești în condiții de risc. E calea de supraviețuire, când te aruncă în junglă. Survivor. Okay, da, atunci te aștepta măcar, știi, o dată pe lună să dea un foc la o școală ca să-l actualizeze.
Uite, o chestie care e oarecum de actualitate acum, una dintre problemele pe care le pune el aici, zice de taxe mari. Și Rothbard vorbea atunci că la nivelul federal era o revoltă împotriva impozitului pe venit și unii dintre votanții, culmea chiar din California, bine, la vremea respectivă California era încă republicană, mi se pare, au votat ceva, o propunere care ar fi diminuat impozitele pe proprietăți și ar fi pus un plafon la impozitul pe venit și așa mai departe. Ok. Și e interesant de ce? Pentru că acum la noi se discută de propunerea, deci a apărut din nou în spațiu public lansată ideea să trecem la un sistem de impozit progresiv. Da? Pentru că nu mai sunt bani la buget. Bine, noi știm că nu mai sunt bani la buget de dat cu pandemia. Pentru că așa ce se face, așa se întâmplă când oprește economia. Și după aia, când se făceau împrumuturile alea liberale, niciodată liberale. Da, da. Da, uite, asta e un lucru pe care, să zicem, americanii îl au și pe care noi nu îl avem. De exemplu, noi oricât ne-am asociat să facem un proiect de lege care să limiteze taxele și chiar dacă s-ar vota, chiar dacă ar avea o piață, da, nu ai voie face așa ceva în România. Deci, ori în Constituție spune că orice, că legislativele inițiate de cetățeni poate să aibă orice domeniu, mai puțin cel al fiscalității. Referendumurile. Păi, poți să faci o inițiativă de cetățenească, duci cu ea la un grup în Parlament. Trebuie să treacă Parlamentul. Nu mai... Parlamentul trebuie să treacă. Da, ăsta ce vorbim noi aici era vorba de un referendum. Era o propunere care a apărut direct pe buletinul de vot. La ce face el referire în asta. Ok, nu m-am întrebat eu. Întrerupem emisiunea să vă aducem aminte că jos aveți un buton de like, un buton de share, un buton de subscribe dacă credeți că e util ceea ce facem aici și vreți să mai împărtășiți și cu altcineva. De asemenea, Doamne ferește, dacă aveți o mână darnică, tot jos în descriere există și un link de Patreon. Încă o idee pe care vreau să o extind, eu începuse Alex la începutul emisiunii. Problemele astea pe care le generează statul sunt cu totul și totul diferite față de problemele pe care le întâmpină oamenii ori din partea naturii, ori din partea propriei persoane, din o greșeală de calcul sau de anticipație a evenimentelor din viitor, pentru că statul are pretenția că știe ce este bine pentru oameni, obligă și impune voința, dom'le, astea lucrurile să trebuie să se întâmple pentru că știu eu ce este mai bine și totuși generează probleme. Totuși o dăm bar. Deci astea sunt niște probleme generate din și cu banii altora, nu cu din portofoliul propriu. Și din cauza asta sunt niște probleme cu totul și totul ieșite dintr-un tipar obișnuit. Da? Nu este ca o problemă de tipul, am uitat să-mi iau lapte astăzi, mă duc din nou la... Știi ce poți spune, Gabi? Dacă apare eroile în ambele părți și în privat și la stat, poți spune că statul le amplifică. Că eroarea umană poate să apare și la un birocrat, nu uită, nu știu, chestii, s-a ales prea, cum să nu mai afirm la doctor Strange Love. Se întâmplă tot felul de chestii. Dar ideea e că piața are niște mecanisme de eliminare a erorilor. Adică se pot plimba consumatorii, se mută dacă un provider prost. În timp ce la stat, uite, dacă vrei să nu mai ai armată, la stat n-ai opțiune, n-ai opțiune armatelor privat. Ei ce ți se dă? Da. Deci erorile sunt amplificate în timp ce din coace, prin competiție, este eliminat. Și să vedem, să subliniem și limitările. Dacă tu vezi că nu e destulă poliție la tine în cartier și vrei să-ți faci o patrulă de vreun fel, nu ai voie. Ești privit ca un paramilitar, ca un ciudat. Și statul tot timpul se simte agresat. El este așa un sensibil.
vai, ați atentat la existența cui? Cine a hotărât această entitate? Uite, în capitolul anterior, parcă zicea Rothbard, deci când vede Kaufland un client nou, bine ai venit, ca să-i crește profitul, când vede un birocrat, un cetățean, un client, să zicem, nou, mă, dar iar ai venit, deci tendința, tu ești un intrus. Da, iar îmi dai, vrei, de, da, iar îmi dai de lucru. Pentru că veniturile lui nu depind exact, de tine. Exact. El funcționează, cum era în Luceafru, după o altă lege. Banii lui vin oricum din taxă. Deci el n-are treabă, sau răspunde unor grupuri de interese, n-are o legătură directă. Veniturile nu depind de satisfacerea unor consumatori. Uite, poate n-am apucat să zic vreodată chestia asta, dar oamenii zic, păi, măi, angajatul e la stat. Tu fă ce spun eu, că tu ești plătit din banii mei. Ei, ce vreau eu să zic este că odată ce banii au fost luați omului, poate nici nu i-a văzut niciodată direct din salariu, aia nu mai sunt banii lui. De-aia foarte mulți birocrați zic, păi, eu răspund șefului. Eu nu răspund față de clienți. Ăștia sunt niște deranji, ce ai zis și tu adineori. Nu sunt clienți care... Gândește-te că sunt cărturari, care sunt cărturari cum e Thomas Nagel, care spun că nici măcar banii tăi nu sunt banii tăi. Deci da. Tu fiind generat via o convenție, știi? Deci tu ce primești, aia e. Deci se decide social, e o construcție. Nu există asta de banii tăi sunt banii tăi. Bine, eu când zici banii tăi nu sunt banii tăi, mă gândesc la inflație. Adică dacă e să subliniem, uite, zilele astea, o chestie groaznică pe care o face statul, doar el poate să se ocupe de bani, doar el poate să umble la masa monetară, să o crească, pentru că doar așa cresc prețurile, altfel nu crească prețurile, decât dacă fluctuează temporar cartofii într-un an, dar după aia ei scad. Nu-i creștere generalizată. Generalizată, mulțumesc. Da. Și statul, iată, injectează bani, fie vânzând valută, fie printându-i direct, digital sau chiar și fizic. Și chestia de bani nu poate să se ocupe nimeni altcineva. Tu n-ai voie să folosești ce monedă sau material îți folosește în contracte. Este un monopol abominabil și ar trebui să scăpăm de el. Pentru că inflația asta, toate problemele din zilele astea, se datorează statului. Uite, Rothbard discută în capitol de inflație. Mai mult discută chiar de stagflație. Care era soluția keynesiștilor standard? Nu puteai să ai și inflație și șomaj simultan. Aveai șomaj și rezolvai șomajul tipă din bani, prin inflație. Dar un experiment crucial pentru scenariul ăsta a fost stagflația. Rothbard vorbește explicit aici. Adică situația în care le ai pe ambele. Ți-ești lovit din ambele. Care ar fi un experiment crucial la... Keynesianism, dacă ar fi onești, think, n-am avut... Destulă de printare. Nu a fost aplicat să-ți ai răspunsul. Asta ți-ar zice Krugman. Da, am avut suficient timp. Da. Bine, apropo de discuția asta, tipăritul de bani, aveam o discuție astăzi, sau ieri, cu cineva care zicea că, domne, Bitcoinul este o tiparniță și mai volatilă. Stau, mă uit, nu înțeleg. Ce anume să tipărești? Și îmi vine cu graful, da? Graful valorii Bitcoinului care fluctuează. Și uite, domne, ce volatil e. Da, ok, dar e raportat la ce? În ce măsori? În bani. În banii care se tipăresc. Pentru că altfel, și chiar și așa, poate să fie mai mult de 21 de milioane și acum sunt pe la vreo 18 milioane. Și chiar și așa, deci ideea pe care multă lume nu știu, pare că nu reușește să o înțeleagă, este că tipărirea banilor nu va face decât, nu poate duce decât la devalorizarea lor. Niciodată nu va duce la aprecierea lor sau la staționarea lor. Și de ce? Pentru că sunt un bun de schimb și fiind un bun se comportă ca orice alt bun. Când ai mai multe, o să... valoarea o să-i scadă. Scade prețul.
Adică scade puterea de cumpărare. Da. Asta e prețul. Uite, pentru o asimilare ușoară, să ne gândim, dacă ai un an bun în agricultură, da? Yes. O să fie o plenitudine de produse. Țăranii nu o să mai știe cum să... Pentru ei, teoretic, pentru unii dintre ei, nu este atât de bine, pentru că nu au capacități de stocare adecvate și nici de distribuție. Dar pentru consumator, atunci când e un an bun în agricultură și sunt multe, 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 multe legume, fructe, produse, da, produse, prețurile scad. Da. Pe când... când nu sunt, când e un an prost, când e un an rău în agricultură, prețurile rămân la un nivel ridicat. Da? Același lucru se întâmplă și cu banii, dar pe partea ailaltă. În sensul că atunci când ai mulți, mulți bani, ei își pierd din valoare. La fel ca roșiile. Oh. Dacă vrei să produci și tu banii respectivi, n-ai voie. N-ai voie, ești la counterfeiting. Da, da. Da, pentru că ăsta este unul dintre monopolurile pe care și le arogă statul. Una dintre celelalte probleme pe firul roșu și anume dacă e să le luăm la serviciile telefonice, televiziune, poluarea aerului, poluarea râurilor. Uite să ne oprim la... Vine de la faptul că statul își arogă, revenim la idee, vine de la faptul că statul își arogă dreptul de proprietar abuziv asupra tuturor acestor domenii, nu? Inclusiv cum vorbeam acum câteva episoade asupra spațiului electromagnetic. Da? Deci licențele, inclusiv piața de telefonie mobilă este sub licențierea statului, pentru că statul se consideră proprietar pe aceste drepturi. Nu, la poluare e important, pentru că, uite, tu ce înveți la ASE, poluare e externalitatea a pieței, nu? Chestie rea, făcută de piață și statul apare ca un salvator. Da, de asta... Rothbard, nu, statul e de bine pentru că nu protejează, deci dacă cineva dă poluare spre tine, o fabrică, să zicem, a trăit considerată ca orice agresiune, ca și cum ar folosi un cuțit. Or, statul nu, mult timp n-a făcut asta. Dacă i-a lăsat pe poluator să... Dacă proprietatea omului ar fi respectată pentru sistemul de justiție sănătos, el ar putea să scape de poluarea aia, păcând acum nu poate să scape decât apelând la stat, care nu face. Nu te scapă de poluare. Faptul că taxează niște lucruri, nu te scapă de poluare. Ba chiar pe linia lui Rothbard, statul de foarte multe ori cere despăgubiri prin amenzi care merg la buget, niciodată nu prea primesc restituție cei afectați de agresiuni. Fii atent, pot spune că reduce UE dacă taxează nu știu ce, pot spune că reduce poluarea, dar ideea aici... Dar reduce și economia. Da, reduce și economia, dar hai să zicem că facem abstracție. Ok, da. Strict în termen de drepturi. Ideea e că problema nu e pusă în termen individual, știi? O fabrică a făcut rolul valid, niște particule de sulf peste corpul lui, i-au încălcat proprietatea. Asta zice Rothbard că lipsește. Normal, dacă m-a aplicat dreptate, ar trebui să fabrica aia să plătească. Valid. Da. Exact. În criteriul de ăsta birocratic, prin care nu e pusă problema în termeni individuali. Și problema e pusă în, ca la pandemie, salvatul de vieți. Da, nici măcar este vorba de sănătatea publică. E un bine comun, da, intangibil, incuantificabil și la discreția... legislativului, da, sau, mă rog, sau al executivului. Difuz, inefabil. Da. Dar problema e că nu e pus în termen individual. Domnul i-a făcut rău cuiva. Bineînțeles că nu e pus în termen individual, pentru că altfel s-ar trezi lumea că are drepturi. Pe când așa, la nivel, e mult mai ușor. Și la nivel colectiv. Acum statul e interesat de, mă rog, ecologismul din anii 60, dar mulți nu au fost așa. În secolul XIX poluau ăia, deci nu. Statul bine, nu și, e în forța. E interesat doar în măsura în care poate să sifoneze fonduri din chestia asta. Nu poți să spui că e vreun alt interes acolo, nobil, major. Cred că e și, ca la orice formă de societate. Și banii e și... Uite sifonatul de fonduri. Acum, la modă, este foarte ecologic să-și pună lumea panouri fotovoltaice. Eu aștept cu frică momentul în care foarte mulți o să aibă și o să apară niște taxe pe panourile astea. Da, au apărut în Spania așa. Da? Da.
Atunci a fost un program guvernamental și după vreo 5-6 ani proprietarii de panouri fotovoltaice trebuie să plătească taxe. Pentru ce? Pentru faptul că aveau taxe și foloseau soarele. Deci statul e proprietar și pe bunele soare. De la soare. E proprietar pe lux. Știam că e doar pe lună, dar nu și pe soare. Deci veste mă o zilele că și-au pus panouri de astea. Păi le dau jos. Păi da, dar dacă le dai jos, o să-ți dea taxă și mai mare că pentru că nu poluezi. Da. Deci asta ar fi noutatea adusă de Broadbart. Adică nu o să vezi la mult cărturarea asta. Că poluarea e o agresiune. Percepția obișnuită sau lumea academică, deci oamenii ăia s-ar mie acum, adică poluarea. Nu, poluarea nu era o chestie ok și a pieței și că e bine să poluezi. O ce aduce nouă aici în Broadbart și spune, nu, e o agresiune poluare. De exemplu, cel mai mare poluator e chiar statul. Da, vreau să zic, da, da. Când era scandalul ăla cu Roșia Montană, de exemplu, la noi în România, mai erau o grămadă de exploatări. Cu ceanuri, cu da, figuri. Cu lacuri de astea de decantare, cum știu ce. Nu știa nimic de ele erau făcute de stat. Da, da, da. Nu le-am făcut un... Cu prumin, tot felul de astea, agenții din astea, din cadrul Ministerului Industriei. Bine, aici poți să spui, poți să spui că este și o moștenire a vechiului regim, în sensul că e adevărat, asta vreau eu să spun de fapt, că dacă e să o iei la bani mărunți sau tot, și în România cea mai multă poluare a făcut-o statul, tocmai pentru că toată industria era de stat. Adică Copșa Mică nu au făcut-o niciun... Da, nu, da, n-au făcut acolo niciun privat. Asta e tot în defavoarea lor, pentru că ai oameni mișcare ecologistă care sunt comuniști. Oricând vii cu cifre, cum e Julian Simon, care a scris pe teme de astea, statistician, liberal, clasic, și se arată, uite, pe cifre. Hai să luăm țările comuniste. Aer, orice. Ce da, da, da. La cu Baikal și nu știu ce. Da. Baikal e ăla care a fost secat? Nu știu exact, dar știu. Cred și Rodoartă pomenește. Și secat și contaminat. Deci, e culorile curcubeului la acolo. Da. Bine, motivele pentru care chestiile astea s-au întâmplat în statele ex-comuniste este tocmai asta. Faptul că acolo nu numai că nu era un respect asupra proprietății private, dar statul în sine se vedea oarecum... și proprietar pe corpul tău, în sensul că intră dracului în mine și fă treaba acolo, taci din gură, nu te mai plânge, ce vrei să respiri, ne luptăm cu capitaliștii. Adică suntem în... Nu puteți să faci în avânt. Proteste și proteste și... Sau cel puțin nu pentru condiții grele de muncă. În Brazilia, unde comunismul n-a fost implementat ca la noi. Ok, bună distinție, ca la noi. Așa. Da. Ei sunt în război cu ecologiștii în pădurea amazoniană. Pe lângă defrișări și chestii de genul ăsta, ei vor să facă hidrocentrale pe da, da, da. Cu distrugerea ecosistemelor pe acolo. Și alea sunt chestii de stat, lucrurile pe acolo. Păi, da, și la noi, nu? Tot lanțul hidro... Deci, când eram eu mic și am mers la școală, da, am învățat că România are un lanț întreg de hidrocentrale. Îmi punea să le arăt pe hartă toată chestia. Pe vremea aia, hidrocentrale reprezentau energie verde. Astăzi nu mai sunt așa verde. Deși ea e verde odată ce a fost construită. Și nu mai, deci, practic, distrugerea asupra mediului s-a întâmplat deja. Adică nu... Prin prezența ei distruge în continuare. Ce? Nu vine peștele să duce până sus, înapoi, chestii de genul ăla, lacul ăla e un lac, nu mai este apă curgătoare. Sunt chestii de genul ăsta care înainte erau. Păi da, dar nu e ca și cum dacă iei hidrocentrală, o iei de acolo, o duci în altă parte, da, pe câmp, nu e ca și cum se întorc lucrurile sau au vreo șansă să se întoarcă în stare. Dar mie mi-a venit o idee, toți oamenii care iubesc foarte mult ecologia în frunte cu mine, ar putea să... Aole, știu, ești comunist. Da. Ar putea să își scadă foarte mult cererea de energie și atunci nu s-ar mai face hidrocentrale noi și să-și restrângă foarte mult prezența energetică ca să nu deranjeze. Amprenta de carbon, da. Și să-i lase pe alți oameni să trăiască dacă dovedește
agresiuni prin poluare, ok, să dea în judecată, dar altfel, în primul rând, să-și restrângă amprenta energetică, să-și închidă laptopul, să stingă lumina și să n-aprindă vreo lampă care consumă mai mult oxigen decât becurile astea. Ei, ei susțin că fac chestia asta, dar nu te-a pus să controlezi la kilos pe toată lumea să vezi dacă i-a spălat de 3 ori pe săptămână sau nu. Deci asta e motivul pentru care... Pentru care spolează râurile, nu? Folosești prea mult detergent. Ideea e că și așteptările lor față de stat sunt trădate, dar na, asta e. Vezi la păduri, de exemplu. E clar că se fură, se taie, așa cum se fura în comunism. Adică statul, nefiind private, nu au niciun stimulent. Ăștia, Rom Silva, sau nu au niciun stimulent pădurarea să... Au tot interesul să fure. Așa cum se fura din fabrică în comunism. Furai șuruburi, furai... E având așteptările astea idealiste, stai că implementăm sumar, să implementăm nu știu ce sisteme. Mă rog, plus apelau la spiritul civic al cetățeanului. Da, sistemul ăsta de hai să dăm mai mulți bani unor oameni care trebuie să facă ceva bun, funcționează, adică sună ca și, ca și bani de la părinți pentru note bune. Poate și funcționa, o subvenție poate funcționa, dacă tu vrei să crești cantitatea de sfeclă și bagi miliarde în sfeclă, da, să crești cantitatea de sfeclă. Când subvenționezi ceva, crește mai mult din acel ceva. Eu mă refeream la condiționările astea în care oamenii ăștia fură că au salarii mici. Să vezi, Doamne, le dăm, nu ar fi o subvenție, doar salarii care previn corupția, da? Bogăția e fără sfârșit, la lăcomia... Directorul pe la ANAF zicea că, domne, uitați, un inspector ANAF are salariul de 6200 de lei și el îi face impuneri de milioane. Și ar trebui să aibă o sără mai mare, pentru că de altfel e tentat să mai... La fel și un păturar, dacă îți vinde câteva camioane. Deci cât ar trebui să aibă salariile? Niște milioane. Nu, un procent acolo, cât să... Da. Cel puțin cât câștigă un ecologist. Bine, răspunsul la chestia asta după aia și fost un pic. Să vină să lucreze la Mega pe 2000 de lei, să vedem dacă îi mai arde. Da. Exact. Asta e ca aia cu se duce unul la rabin supărat că, domne, n-am loc în casă, am nevastă, copii și zice rabinul, păi uite, știi ce, vreau să bagi porc în casă. Și cum să fac? Bă, ce zic eu, bag porc. Zice, aoleu, e și mai rău. Se duce după o săptămână la el, zice, e și mai rău. Zice, nimic, acum bagă și măgarul în casă, încă o săptămână. Vine, încă o săptămână, bagă și măgarul. E groaznic, n-avem loc să mișcăm. Zice, nu-i nimic. Ai boi, vaci? Da, bagă și pe ea în casă, încă o săptămână. Zice, și după aia, la sfârșit, îi dă pe toți afară și zice, a, ce bine e. Yes. Cât loc e acum în casă. Da. Era chestia cu televiziunea, vreau să mă ridic puțin și de televiziunea română. Sui. Dă-le. Dacă înainte puteai concede, mai ales în perioada comunismului, că televiziunea este un bun public și în contextul actual, cum poți defini televiziunea română ca un bun public? Fiind imparțială, fiind oferă o diversitate de programe și... Cred că nici în manuale nu mai e considerată televiziunea un bun public. Ba, cred că este, pentru că altfel ar desfința-o. Nu, nu, mă refer la ce înseamnă un bun public, nu, rival non-excludabil. Uh-huh. Televiziunea e și excludabilă și rival. Ah, în sensul ăsta. Bine, ei deci se... Deci manuale, deci, doar armata mai... Televiziunea în sine se referă, adică se bazează pe proprietatea pe care și-a rugat-o statul asupra spațiului electromagnetic, nu? Radio. Asta e una, dar de exemplu, uite, spațiul electromagnetic, dar la telefonie nu mai există o telefonie de stat. A lăsat totul operatorul privați. Așa ar trebui cu televiziunea. Pentru că au vândut-o, da. Avem spectrul electromagnetic noi, dăm la privați, dar ne arogăm și o televiziune în spectrul ăsta de stat, pentru că imparțial. Nu știu dacă nu, e penibil, care chiar sunt nu, cei mai părtinitori. Care îl folosesc? Păi ăsta e argumentul central. Privații sunt privați și pe profit. Nu cred, cred că e... Noi aducem mai multe opinii, nu sunt doar libertarieni.
și comunii și naziști și monarhiști. Bine, asta, 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 asta este, asta este scuza pe care, ți-o, pe care ți-o dau acum ca să nu te... Credeam că folosesc chestia cu cultura, dumne, trezime comerciale... O folosesc, o folosesc și pe aia cu cultura, dar cred că motivul adevărat este sistemul de emisie de urgență. Da, ăsta e argumentul. Că încercam să mă gândesc de ce totuși există o televiziune de stat până și în Statele Unite. Deci la mama lor, unde n-ai nevoie de așa ceva. Dar aia, aia care trimit, care transmit tot timpul congresul. C-SPAN. Okay. C-SPAN. Aha, aha. Cred că motivul este ăsta. În continuare, televizorul rămâne punct de acces, da, la cetățeni și... TVR1, cum avem noi, da, BBC-ul în Anglia și, mă rog, de siguranță națională. Da, păi în sensul în care trebuie să trimită un, păi nu toată lumea are, uite, vezi, nu toată lumea are telefon mobil ca să trimită prin RAW alert și știi că față de noi cu alert. Mai avem taxa TV în factura de curent electric? Păi vorbim, nu, emisiunea trecută, nu avem, dar o plătesc ei oricum de la buget. Pentru că în Marea Britanie lucrurile sunt mult mai avansate pe calea comunistă în privința asta. Au taxe pe televizoare pentru BBC. Da, inclusiv în Danemarca e același lucru. Da? Dacă ai televizor în casă, îți pune taxă pe taxă media. Dacă ai de la pe lămpi. Nu contează. Nu contează. Tocmai asta e ideea, că și la un televizor pe lemn tot poți să prinzi postul național de televiziune. Asta e, asta e faza. Ok, e un abuz, bineînțeles. Poți spui, nu l-a scut. Eu, de exemplu, televizorul ăsta, n-am mai văzut un televizor. Deci cred că în ultimii 5 ani de zile m-am uitat în total la televizor vreo 5 ore. Și anume câte un minut înainte de Revelion, da, și restul cred că au fost în țara când au fost ultimele alegeri. Ai scos intervenția președintelui sau prim-ministru? Ce? Înainte de Revelion? Ce? Nu? Înainte de Revelion? Al Iohannis, un minut. Vorbește Iohannis, al președintelui. Discursul Iohannis. Pe bune? Da. A, nu, eu mă uitam când știi că zic e 10, 9, 8 și la chestia aia. După asta mă uitam. Da. Ok. Dar Radio România, care îți dă cotele apelilor Dunării, folosește? Doar pe post de glumă. Se mai dau? Cotele apelilor Dunării, apropo. Știu că le-am mai auzit, da. Dar nu mai să șaldez, parcă. Am trecut prin toate sau mai se credea probleme? Am trecut prin mai toate. Ar mai fi... De la Euro puteam să mai zicem două, trei vorbe, Rodbar zice. Bine, el nu propune soluții aici, doar... Nu, doar le menționează problemele, doar menționează probleme și le diagnostichează în faptul că există un fir care le unește pe toate, firul statului. Urmă, asta cu televiziune mi se pare mai puțin rău, că dacă schimbi canalul nu te deranjează așa de mult, doar că ți ia banii și... Dacă avea un stat care ți ia bani... Dar la restul lucrurilor știi intre peste tine și din alte probleme. Dacă avea un stat atât de mic care să ți ia bani doar pentru televizor, ar fi ok. Uite, de drumul n-am zis, de criminalitate, de pe străzi, de... Te-am zis, de aglomerarea, poliția. Aglomerarea din... Aglomerarea de pe... Din de trafic. Pe asta vor fi detaliate mai încolo. Da. Cred că un capitol chiar pe drum. Exact. Și unul pe apărare. Mai sunt, hai să zic, să vedem dacă sunt și alte probleme, ținând cont că Rothbard a scris cartea cu aproape, acum mai bine de, nu că aproape, nu? 73. Ok, hai 73, înseamnă aproape 40 de ani. 50. Așa, da, bineînțeles. We are that old. We are. Ok, deci a scris cartea aproape 50 de ani, au mai apărut de atunci? Ceva? Ok, el nu spune de sistemul medical, dar am zis noi. Da. Ce a mai apărut? Recunoașterea facială. Toate ascultările PNS. Deci asta ar fi stat polițienesc. Da. Da? Da. S-a intensificat statul polițienesc. Da, ar intra la apărare. Spune Watergate-ul și menționează agențiile statului, CIA-ul și FBI acolo, că au fost implicate și murdărite complet, deci... decredibilizate. Mm-hmm. Ok, între timp a fost și NSA-ul, da? Așa, și NSA-ul și toate celelalte. Welfare state-ul.
Da, și el zice. Nu zice de statul asistențial. A, da, zice de diferență. Da. Diferență. De transport zice ceva, dar mă gândeam că ar fi problema, problemele de transport între state, care au apărut odată în umbra 2011 septembrie 11 și pardon, scuze, 2001 septembrie 11 și a doua în umbra nesimțirii cu COVID-ul. Da. Deci avem TSE-ul atunci. Uh-huh. Și nu numai, vezi că stai și te gândești, ok, pentru un punct de vedere americanocentric, ai TSE-ul, da, cu care te lupți. Da, dar ce au făcut ei acolo a fost preluat de toată lumea, da? Și în restul lumii e reglementat. Reglementare de stat. Și noi acum ne dăm cureaua ajuns și toate astea pe la aeroport. Din cauza 2001. Mm-hmm. Protecția consumatorului. Protecția consumatorului ca, da, nu era aici, ca ce ca agenție de stat. Mm-hmm. Mă rog, pentru mine lista asta de probleme e făcută să ne arate că nu avem niște servicii din partea statului și ce aș vrea eu să subliniez este că oamenii pot foarte bine să se descurce, mai ales dacă te uiți la cât de creativ pot să fie contrabandiștii, mafioții, când trebuie să ocolească ceva. La fel de bine dacă acolo ei sunt într-o lume liberă, nu-i controlează nimeni cu ce invenții vin. Și dacă îi lași pe oameni liberi să se lupte cu natura și cu vicisitudinile vieții, o să-și găsească mereu soluții. Dacă le impui o limită, faceți doar așa, că așa au spus birocrații, trebuie să se descurce în limita aia. Sau să fie în afara legii și dintr-o dată probleme. Oamenii nu vor să aibă probleme. Și când oamenii... Ineficient. Într-un articol, chiar pe Hot News, trebuie să vă mai ieși de asta, o doamnă sociolog a spus așa, după Revoluție, cei care au fost la marginea societății comuniste s-au descurcat. Uh-huh. Au zis la turci, au cumpărat blugi, dus nu știu unde, pe când cei care așteptau de la stat să se angajeze undeva, să le spună ceva ce să facă, au rămas de căruță. Nu știau pe lumea asta, în libertate, ce să facă. Uh-huh. Pentru că ei erau prinși într-un sistem în care trebuia să li se spună ce să facă, pentru că erau dependenți. Și încă mai sunt. Și încă mai sunt. Într-un fel, mi se pare că asta e și miza cu toate reglementările astea făcute și toate curentele astea culturale woke și mi se pare că e un fel de miză de lasă că o să moară și generația asta și noi rămânem cu tineretul ăla care o să fie foarte tolerant, o să asculte de noi, o să-și pună măscuțe, etc. Mă rog, asta e doar părerea mea ciudată, lăsați. Da, să zicem. Cred că ideea pe care am putea să o tragem cel mai bine din asta este, ok, noi mai căutam niște soluții acum, da? Dar avem aici o carte care e veche de 50 de ani, uh-huh, care îți enunță o serie de probleme relativ serioase, da? Cauzate de stat și faptul că 50 de ani încă n-a dispărut niciuna dintre ele din realitate, poate că e momentul, da, să ne dăm seama că statul nu poate să le rezolve. În capitolele următoare o să discutăm despre cum s-ar putea rezolva aceste probleme într-o societate liberă. Eu am fost Valentin Berceanu, alături de Alexandru Chiriac, Gabi Munteanu și Costel Stavarache. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și la următoarele ediții. Și libertate, că e mai bună decât toate. Ah.